Zi de sărbătoare duminică pentru iubitorii de handbal din județ, Handbal Club Zalău urmând să primească vizita campioanei HCM Baia Mare. Va fi meciul finalului de sezon pentru formația condusă de managerul Gheorghe Tadici, având în vedere că șansele sunt aproape nule ca cele două formații să se întâlnească și în play-off-ul campionatului. Cu 9 jucătoare din străinătate și cu o parte dintre vârfurile echipei naționale, formația băimăreană vine la Zalău cu gândul de a face spectacol în fața zălăoanilor și a maramureșenilor care și-au anunțat prezența la meci. Desigur, este echipa de pe locul întâi la cel puțin ora actuală înainte de a începe play-off-ul. Eu cred că și sper că va fi și în final, cu toate că în ultimul meci de la București, în meciul direct, nu cunosc exact care multe amănunte vis-a-vis de o stare de sănătate a lor la ora jocului, dar jocul lor a fost neconvingător, iar CSM-ul le-a dominat la toate capitolele. Este într-adevăr o echipă multinațională, așa după cum se știe, sunt jucătoare din vreo 4 țări de echipă națională, plus să le adăugăm pe ale noastre cele 6 românce care joacă la ele, în primul rând cu un portar și cu două extreme de excepție, zic eu, cele 3 românci ale noastre, dar sigur și linia de 9 metri și Marin și Buceschi sunt jucătoare valoroase, au desigur și la semicerc, așa cum spuneam, jucătoare foarte, foarte bune. Au în primul rând datul faptului că rezervele sunt foarte apropiate valoric de titulare și au posibilitate să schimbe în permanență. Sunt cu jucătoare mereu, ca să spun așa, proaspete în teren. Aproape 200 de suporteri băimăreni și-au anunțat prezența la meci, dar Tadici speră ca și zălăoanii să vină într-un număr mare la sală. Este locul unde se deplasează cu de fiecare dată Clujul sau Baia Mare cu mulți suporteri. Cred că vor fi și acum între 150 și 200 de suporteri. Desigur, împreună cu conducerea tehnică, care conducerea clubului, de fapt, nu conducerea tehnică, care vine în bloc, vreo 10-12 persoane. 12 persoane au solicitat pentru conducerea tehnică. Deci va fi un joc de angajament. Sper să ne ridicăm la nivelul lor. Sper ca cei din Zalău să vadă anumite jucătoare din echipa noastră aproape valoric de jucătoarele, de aceste jucătoare din acest multinațională HCM-ului. Fostul selecționer nu vede cu ochii buni disputa directă dintre HCM Baia Mare și CSM București, care a dus la transferarea unui număr mare de jucătoare străine în handbalul românesc. Concurența asta între CSM București și Baia Mare pentru a câștiga titlul pe asemenea cheltuieli, mai ales că majoritatea sumelor vin de la autoritățile locale, eu nu văd sensul foarte benefic, iar dacă o gândim că CSM București dă pentru echipa națională una, poate două jucătoare, ceea ce se întâmplă și în cazul nostru, nu? Cu un buget de 8 ori, 9, 7, 8, 9 ori, cum spuneam, mai mic, mi se pare puțin. Prețul unui bilet la acest meci este de 5 lei, tichetele urmând să se pună în vânzare sâmbătă între orele 15 și 17 și duminică începând cu ora 13. Meciul dintre HC Zalău și HCM Baia Mare va fi oficiat de o brigadă internațională formată din cuplul feminin Diana Stoica și Ana Maria Florescu, care au oficiat și la meciurile din cadrul campionatului european desfășurat în luna decembrie a anului trecut în Ungaria și Croația.